Stimată doamnă ministru, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule prefect, distinse oficialități județene și distinsă asistență, este un moment binecuvântat că suntem aici în ambianța celui care a fost una și este în continuare una dintre personalitățile marcante ale neamului nostru, dar și a bisericii noastre. Unul dintre istoricii consacrați, Pepe Papanaitescu, preciza faptul că pentru Ștefan cel Mare și Sfânt, credința era o realitate prioritară. De aceea, cronicarii sunt cei care menționează faptul că după fiecare victorie, după fiecare bătălie, Ștefan cel Mare ridica, zidea un loc de rugăciune, o biserică în care să se slăvească, în care să fie cinstit numele lui Dumnezeu. Cred că acest lucru îl învățăm noi cei de astăzi de la Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, și anume să îngemânăm credința în Dumnezeu cu credința în valorile neamului. Felicit și mă bucur și apreciez foarte mult inițiativele muzeului nostru județean, care prin toate activitățile menține vie această cinstire, această formă de respect, de pioșenie față de cel care este voievodul nostru sfânt, Ștefan cel Mare. Vă mulțumesc!